nesperată, vă așteptați să bateți Petrolul, care totuși e sus în clasament? Sincer să vă zic, noi am venit aici să câștigăm. Domnul Hagi așa ne-a spus, să venim aici să luăm toate cele trei puncte, pentru că are încredere în noi și știe ce putem. Sunt fericit că am câștigat noi, problemele lor sunt problemele lor, sper să și le rezolve, pentru că ați văzut și voi ce suporteri frumoși au. Este o senzație super pe acest stadion. Ce ați spune să jucați în Europa? Vă dați seama, ar fi ceva fabulos să jucăm într-o cupă europeană. Numai porcării ce am auzit și eu. Nu au făcut frumos că au vorbit despre lucrurile astea. L-au înjurat și pe domnul Hagi. Nu-i frumos pentru ce a făcut pentru țara asta să primească asemenea insulte. Cred că la următoarele meciuri sper să-și ceară scuze. Noi suntem dezamăgiți de evoluția care avem pe teren propriu. Se pare că e o lipsă de concentrare. Cel puțin așa o văd eu la fazele fixe. Pentru că e al treilea sau al patrulea meci în care luăm gol din fază fixă. Deci ne învinși în deplasare. Crezi că ar fi mai bine să jucați numai acolo? Nu cred că ar fi mai bine pentru suporterii minunați care sunt aici. Ne pare rău că i-am dezamăgit încă o dată acasă. Noi o să încercăm până la sfârșit să facem cât mai multe puncte și vedem ce o să fie. Sunt supărați, vorbesc chiar de pariuri, de puncte date, luate. Ei, din punctul lor de suporter, poate să gândească orice. Noi ne facem, încercăm să ne facem cât mai bine datoria pe teren și nu cred că s-ar pune vreodată problema să se întâmple la ce gândesc ei. Cât de grea este situația în acest moment la Petrol? Hombre, es difícil porque llevamos cuatro partidos que no conseguimos ganar y el ambiente pues, en el estadio es muy difícil jugar. Empezamos bien, pero es muy complicado. La gente, nosotros estamos jugando, pero tienes el oído en la grada. Va. Muchos bajos de blaturi, la pariuri. Esto es una estupidez como el vestuario de grande, como esto. Así, es una tontería eso. Es una tontería. Y no lo entiendo, o sea, vamos a acabar ya con esos comentarios porque no tiene ningún sentido. Pero ni con nosotros, ni con este agua, ni con cualquier equipo de Rumanía, por favor, eso es una tontería. O sea, no conozco a ningún jugador y llevo jugando 100 años al fútbol. Y aquí cada vez que se hace un empate o se pasa algo así, se habla de eso. Hemos perdido porque eres peor y ya está. O sea, porque el otro equipo ha aprovechado mejor, o porque ha jugado mejor, o porque tú no has aprovechado tus ocasiones. Pero qué Vlad, eso, Cristi Vlad, es mi delegado. ¿Y crees tú, Josh, que no hay un objetivo? Sí. Es difícil porque, ya lo has visto, veis los partidos en casa cuando estamos luchando por algo y hay otra sensación. Pero, no sé, cuando, por ejemplo, la semana pasada no teníamos ningún objetivo y ganamos en el Nacional Arena contra el primer clasificado de la Liga. Es difícil, pero bueno, al fin y al cabo nosotros hacemos lo que nos gusta, que es jugar al fútbol y trataremos de divertirnos y sacar los puntos.